Calimera! Aceasta este priveliștea de pe balconul apartamentului pe care l-am închiriat aici. O să fac un vlog separat cu această cazare pentru că îmi place și o recomand. Și datorită prețului, 45 de euro pe noapte. Este ora 9 acum, am dormit puțin mai mult, dar a fost necesar după oboseala de ieri de pe drum. Ne-am odihnit foarte bine pentru că vila aceasta este într-o zonă liniștită. Se pare că e puțin înnorat în dimineața asta, așa că nu mergem pe plajă. O să o luăm la pas, să explorăm puțin stațiunea. Aseară, de oboseală, nu ne-a convenit nimic. Cred că prima oprire o facem la Lidl, care e foarte aproape aici, ca să ne luăm niște apă și niște suc. Am plecat spre Lidl acum. Frumos aici, doar că nu au trotuar. De fapt, asta este partea nouă a stațiunii Nea Iraclița. Dacă cauți pe Google Maps, Nea Iraclița este doar în partea aia, cum se vede, pe deal. Asta e extra vilan, cum ar veni. S-a construit foarte mult aici și chiar nu mă așteptam să fie așa de multă lume, de aglomerat. Dar frumos. La plajă nu merge, uite cum arată cerul. Sigur o să mergem mai după masă, măcar să facem baie dacă nu o să stăm la bronzat. A fost foarte liniște, azi noapte ne-am odihnit. De fapt așa am și căutat cazare, să fie undeva într-o zonă liniștită. Înțeleg de ce au lăsat zona asta așa aici. N-au nici plajă pe ea, nici parcare, nici... Acum văd că de fapt uite un excavator. Ce niște. Ce planuri au. Sau cu eu fi pământul. Uite un smochin. Ce e fain e. Vezi că nu crește tufă ca și la noi, e copac. Uite și aici un podeț de acces la plajă. Da. Zis că nu pot să fac o linie continuă, dar la intersecție e contată. Da? În restul multe. Nu, pe atunci trecem. Deci pot să ies pe acolo și dacă trebuie să mă duc pe GPS-ul pe aici, pot să mă duc. Și la Lidl poți să intri, ia vezi. Nu, e linie contată. Bine, atunci. Tot înnorat e.
Am terminat cu Lidl-ul, foarte aglomerat a fost, pentru că azi deschide la 11 și s-a făcut coadă în față. Ne-a cumpărat ce ne-a trebuit și acum venim la patiseria asta să ne luăm ceva. Caramelo. Îi spune. Ceva produse de patiserie. Ce frumos e aici. Mă duc înăuntru să văd ce este. Ne-am luat bucata de aici, 3 euro, nu? Parcă 3 euro a fost o bucată. Tu ce ți-ai mai luat? Crembu și cheddar, ceva. Aha. 3,50. Foarte frumos aici. E mică de joc. Da, și înăuntru au multe, multe dulce, baclava. Nice. Doamne, e cimitirul în centru stațiunii. Ia uite, toate sunt de marmură. Să știi. Mergem până la Masutis acum să ne luăm niște apă. A fost foarte dulce bugața ce mi-am luat-o. Apoi mergem prin centrul stațiunii să vedem un altă. Că vreme de plajă nu e astăzi. Aici o bisericuță. Cred că de aici mitirul, cine știe, a fost făcut acum câteva sute de ani la marginea orașului, satului, adică, că nu e oraș. Ei, uite, număr de Timiș. Mai sunt și alți rătăciți, că în general nu sunt români aici. Bulgari mulți am văzut, nemți. Ia uite bisericuța. Micuță. Poftim? Așa. Vede ce mare e magazin, uite. Mi-am luat și o apă. A, asta miroase așa. Miroase foarte tare a pește în magazin. Uite că au proaspăt. Și file. De macrou 9 euro. Salată de icre. Uite că au aici salată. Ce-ai zis? Nu, nu. Alfa. Uite-l, beniță. 60 de cenți kilul. Ceapă. Trebuie să ne luăm totdeauna când venim, ne luăm ceapă și pentru acasă și să mâncăm aici.
Ce de lume e înapoi, uite. Suntem veniți de ieri și nu am făcut baie în apă, în mare. Uite aici au de magneți. Aici uite magneți și prostii. Și borsete, uite. Da. Ce pus să se încălzească? Tată, coborâm mamea cu 2 de 1 jos și un George, știi? Sau 3 de 1 și un George, ceva de genul, da. Tatăl mi-a pus unul de roșu, l-a luat George, l-a folosit la el. În... Și era cum face, rupe în puii mei, ăla ți l-a arătat, tu îl întorceai George, el unul de roșu. Păi ce fain e aici, uite, parcă e lemn de bambus. Iar mi-am amintesc de ăștia seara. Au fuca. Eu nu. Acolo au închis, o... Păi nu te juca, că el este să-l face numai să câștige el, știi, nu e... Da. Asta am pierdut. Portul. Păi ce tare arde soarele. Că intră mai puțin iarăși nori. E aici era cu dulce de aseară. Unul din ele, da. Că mai e numai încolo. Aici, chiar dacă e cu vedere la mare, nu mi-ar place să fie încazați. Uite și balcoanele ce mi sunt față de al nostru. Iată unde am mâncat aseară, tu limanaki. Nu mai mâncam la ăștia. A fost bun la gust, dar puțin grețos ăla și fără cartofi. Da, uite aici, chicken gyros, pork hamburger. Nu trebuie cu cureții. Nu trebuie cu cureții. Iată cum au loc. Ce goale alea acum. Seara era nebunie. Aici n-am mai fost. Vai ce lucesc podelele, uite și tu. Uite, da, uite asta e terasa aia.
dar cred că aseară era full. Ui, ce frumos e. Vai, câte bărci. Coborâm aici sau mergem până încolo să vedem ce mai e? Acolo sus e bisericuța. Hai să coborăm. Ah, ce bine când e soarele nori. Off-road în sandale cu platformă, perfect. Dar așa am pădru pe gâtul. Aici cred că a fost terasă. Oare pot cobor? Ah, nu trebuie să cobor. Ei, da, te dai să vede și cavala. Da.
fain arată hotelul ăla. Ce s-a fost acolo jos? La Riz de Mare? Uite acolo unde Nu, cred că sunt conuri, da. Probabil că le-au strâns copiii să joacă cu ele. Frumos aici. După plimbarea de la prânz, ne-am întors în cameră și am reușit să mergem și la baie. N-am filmat nimic, că ne-am lăsat totul în cameră. Și telefon și bani. Doar baie astăzi. Acum mergem să mâncăm, că ne e foame. Aici stăm. Da, aici. Așa, deci mi s-a îndeplinit dorința. Am văzut restaurantul ăsta pe net. Am e ajutor de ospătar. La restaurantul ăsta suntem Four Seasons, dar în rest nu înțeleg nimic. Prețuri ok, nu știu cât de mari sunt și porțile și cât de bună o fi mâncare. Meniu în greacă, engleză și nu știu, sârbă sau bulgară, dar cred că bulgară, că sunt mulți bulgari pe aici. Nu cred că ai noroc. Poftim? Da. Ce? Este bine, am crezut că nu. N-au decât roșu. Tu nu bei vin? Bei bere? Ne-am comandat, dar am primit niște pâine bună. Probabil că o să ne taxeze pentru ea. Ne-am luat vin și ne așteptăm în cărică acum. Văd că durează puțin. Măcar să fie bună. Oricum nu ne plânge, că priveliștea e super frumoasă aici. Doar ploaia să nu vină, că bate vântul cam tare și e norat. Se pare că mâncarea vine pe rând. Mi-au adus mie risotto cu fructe de mare și Romi și-a luat bifteche, dar... Văd că nu i-a adus. Îl aștept eu și pe ea.
Oricum arată bine și miroase bine. Sper să fie și gustul super bun. I-a ajuns și biftechile Romii. Se vede că cartofii sunt din ăștia necongelați, proaspăt curățați. Hai să și vedem cum e papa. Poftă bună! Am terminat de mâncat și am primit jeleu, cred. Da, jeleu e. N-am primit niciodată jeleu. Pare de trandafir? Cred că. Da, ceva altfel. Chiar aseară n-am primit desert, nimic. Urât din partea lui, nici cartofi nu ne-au dat. Nu mai mergem acolo. Nota 5 euro e vinul și cred că asta e pâinea și asta nu știu ce e, 1 euro. În fine. În total am avut 28 de euro și 30 de cenți. Goodbye. Thank you, the same. Aici am fost. Restaurantul fără nume inteligibil. Ia uite și jos ce frumos e. Hai să mergem în port. E, putem coboră de aici, uite. Ia uite și soarele. Portul de miracol. Pizu! Pizu!
silueta în sus, sunt depărtare sau silueta, silueta în sus. Caută barca și alege una. Așa se uită. Se simte puțin miros de pește. Stabilopos, stabilopos. Ăștia au blocul de marmură.